Rasa de iepuri pitic olandez este o rasă de dimensiuni mici, cu iepuri a căror greutate se situează între 0,5 și 1,6 kg. Oarecum neobișnuit pentru un iepure, ochii și capul iepurilor pitic olandez sunt mai mari față de restul corpului, în timp ce urechile sunt foarte mici și purtate în sus în partea de sus a capului. Iepurii din rasa pitic olandez prezintă aceleași trăsături comportamentale ca și câinii sau pisicile, ceea ce înseamnă că acest iepure poate să fie chiar și dresat, pentru a răspunde la câteva comenzi simple sau pentru a-și face treburile într-un anumit loc. Totuși, succesul oricărei activități de dresaj depinde în totalitate de dedicația celui care se ocupă de dresaj. Există posibilitatea să prezinte o atitudine nervoasă, ușor sălbatică și uneori dezagreabilă. Acest lucru este atribuit în totalitate rădăcinilor sale sălbatice. Cu toate că programele de reproducție selectivă au creat un animal care este în general blând, orice proprietar trebuie să fie conștient că partea sălbatică poate să iasă la suprafață oricând. Iar cei care sunt învățați de mici cu compania umană sunt mult mai calmi și au un temperament echilibrat. Sunt iepuri care chiar caută afecțiune umană și care la rândul lor arată afecțiune. Sunt niște iepuri mult mai robuști decât mărimea lor, fiind capabili să joace timp îndelungat. Atunci când sunt ținuți în aceeași cușcă, există riscul de a se răni în urmarea luptelor sau disputelor ocazionale. Iepurile din rasa pitic olandez necesită o simplă periere săptămânală pentru a înlătura blana în exces și pentru a preveni încârcirea firilor de păr. Unghiile acestor iepuri trebuie să fie tăiate regulat. Puteți să faceți acest lucru folosind un clește pentru unghii pentru a tăia vârfurile. Sau puteți să mergeți la un veterinar pentru a realiza această activitate. Iepurii obișnuiesc să se îngrijească reciproc, motiv pentru care este indicat să aveți cel puțin două exemplare. Când au grijă unul de celălalt, iepurii își ling urechile, nasul, vârful capului și în jurul ochilor. Rasa de iepuri pitic olandez este una dintre cele mai populare rase de dimensiuni mici din lume. Iepurii din această rasă sunt apreciați cu pregătire ca și animale de companie și pentru participarea lor în cadrul competițiilor de profil. Pentru crescători în scopuri comerciale, acești iepuri nu sunt deloc apreciați, nefiind buni nici pentru blană, nici pentru carne. La fel ca și alte animale mici, iepurii din rasa pitic olandez poate să fie predispuși la răceli și infecții virale. Una dintre cele mai comune plângeri este creșterea exagerată a molarilor. Pe măsură ce dinții iepurului cresc, acestuia trebuie să-i se ofere mâncare care să-i permită menținerea dinților în condiții corecte. Vaccinurile sunt de asemenea importante pentru sănătatea iepurului, cele mai cunoscute fiind cele împotriva mixomatozei și bolii hemoragice. Iepurii trebuie de asemenea să fie tratați împotriva viermilor intestinali și a păduchilor. Expunerea la praf, la schimbări bruște de temperatură, precum și capacitatea scăzută de rezistență la stres, îi pot predispune la diverse boli. Conjunctivita este o infecție bacteriană a ploapelor cauzată de fum și praf. Problemele ale urechilor. Coccidioza este o problemă intestinală, un parazit apărut din cauza condițiilor neigienice. Balonarea și obstrucționarea canalelor respiratorii din cauza bilelor de păr.